Am revenit iar în cele ce urmează, povestim despre modă și mai avem un invitat special, dar bineînțeles toate acestea după o scurtă rundă de informare. Din cauza fenomenelor extreme, aproape 200 de turiști au rămas blocați câteva ore pe un drum forestier din Hunedoara. Un elicopter a fost trimis în zonă, iar echipele de intervenție din 3 județe au ajuns la convoiul rămas blocat. 2 persoane au avut nevoie de prim ajutor, iar alta a fost preluată de o ambulanță SMURD. Coloana s-a pus din nou în mișcare după ce polițiștii, personalul ISU și salvamontiștii i-au îndrumat pe toți conducătorii auto în direcțiile de retragere din zonă. Au fost momente de panică pentru 200 de turiști germani care au rămas blocați pe un drum forestier din munții Retezat. Cele 110 mașini nu au mai putut înainta din cauza ploilor abundente care au închis circulația între Câmpul lui Neag și Herculane. Câteva autovehicule și-au spart băile de ulei. Mai multe mașini s-au ales cu tobele de eșapament distruse. Astfel s-a format un convoi de mașini pe o lungime de circa 30 de kilometri. Turiștii au reușit să plece din zonă după câteva ore, după ce au fost redirecționați. Un elicopter a fost trimis în zonă după ce a fost făcut apelul la 112, iar echipele de intervenție din 3 județe au ajuns la convoiul rămas blocat. Echipele de salvare s-au ghidat după locația GPS dată de organizatori. Două persoane au avut nevoie de prim ajutor, iar o alta prezenta o stare de epuizare psihică și a fost preluată de o ambulanță SMURD. Ulterior, coloana s-a pus din nou în mișcare după ce polițiștii, personalul ISU și salvamontiștii au discutat cu toți conducătorii auto și i-au îndrumat în direcțiile de retragere din zonă către județele Gorj, Caraș, Severin și Hunedoara. Vacanța de vară a început și odată cu ea vin și concediile. Cu gândul la soare și la distracție, tot mai mulți dintre români vor să-și rezolve sarcinile într-un timp cât mai scurt, înainte de concediul mult așteptat. În acest caz, specialiștii au denumit acest fenomen burnout-ul de vacanță. Practic, în loc să ne relaxăm atunci când ne gândim la zilele libere care urmează, mai mult ne stresăm. Supra-solicitarea înainte de concediu este un nou fenomen care a luat amploare în România. Înainte de a pleca în vacanță, tot mai mulți oameni ajung la capătul puterilor și asta pentru că își doresc să își termine toată treaba înainte de zilele libere mult așteptate. Stresul și supra-solicitarea de la locul de muncă îi acaparează tot mai mult pe angajați, mai ales în perioada concediilor. Cu toate acestea, oamenii sunt de părere că sportul, dar și timpul alocat pentru odihnă sunt elemente cheie pentru o perioadă încărcată înainte de vacanță. Doar că pentru mulți angajați este dificil să se relaxeze după o perioadă încărcată la locul de muncă. Concediul ar trebui să te relaxeze, nu să îți ofere mai mult stres în plus care deja există. Mă plimb după orele de servici ca să mă relaxez. Încerc să acopăr tot ceea ce am de făcut în momentul ăla și de regulă lucrez noaptea târziu, mai ales în perioada asta. Cu privire la acest fenomen de epuizare înainte de vacanță, specialiștii spun că ne poate afecta sănătatea mentală într-un mod negativ. Aceștia susțin că cele mai multe probleme apar la persoanele care au o muncă de birou sau care au proiecte cu deadline-uri fixe, care ar putea să pună presiune pe ei. Dacă ne gândim la problemele de sănătate fizică, vorbim despre oboseală cronică, insomnie, durere de cap, trebuie să ne gândim că înseamnă inclusiv afectarea climatului la nivelul locului de muncă. Ce înseamnă? Relații tensionate, ieșiri, atacuri personale, reacții exagerate. Specialiștii mai spun că este foarte important să existe un echilibru între muncă și relaxare, iar indiferent de cât de mult ne dorim să intrăm în concediu, nu trebuie să ne forțăm să facem mai multe activități decât ne permite starea fizică și psihică. Vara a început în forță pentru Iuliana Beregoi. Idolul generației Z a lansat deja 3 piese și se pregătește de concertul din acest weekend de la Arenele Romane. Artista spune că a pus la cale o mulțime de surprize pentru publicul său și promite momente de neuitat. O așteptam, o așteptai. Când intră muzica, n-ai cum să stai o seară ca asta.
Deși a trecut doar o lună din această vară, Iuliana Beregoi, idolul copiilor și adolescenților din România, a reușit deja să finalizeze mai multe proiecte pe care și le-a propus. Recent, artista a lansat a treia piesă de la începutul sezonului estival. Gașca 23 este o reinterpretare a piesei deja celebre, Gașca mea, iar filmările videoclipului au fost exact în ton cu ceea ce Iuliana vrea să transmită, distracție și o energie perfectă pentru sezonul cald. E o piesă foarte specială pentru mine, e o piesă cu care au copilărit părinții mei și eu, sincer, și mă bucur foarte mult că o să aducem în atenție și acum, în 2023, fiindcă e o piesă super mișto. Cântăreața a reușit de-a lungul timpului să încheie colaborări de mare succes cu diferiți artiști români. Și în cadrul acestei piese face echipă cu Shift, cel care încântă publicul în stilul caracteristic. N-am mai colaborat cu Iuliana, mi se pare super talentată, e o piesă de vară, un hit mare deja, un fost hit mare și sperăm să-l mai înviem o dată, să mai dăm un boost. Cu fani atât în România cât și în Republica Moldova, tânăra cântăreață a reușit să susțină până acum o mulțime de show-uri sold out în toată țara, inclusiv la Sala Palatului, a cărei capacitate a fost atinsă în două concerte consecutive. Ultimul mare spectacol pe care l-a susținut a fost anul trecut la Arenele Romane, cu ocazia împlinirii vârstei majoratului. Un an mai târziu, iată că cea considerată un etalon pentru generația Z revine în același loc cu un spectacol care își propune a fi exact ca o petrecere de vară între prieteni. Foarte multe surprize, invitați speciali, o să fie un concert foarte mișto, fiindcă este într-o locație superbă concertul, e la Arenele Romane. Cei care își doresc să participe la concertul de pe 8 iulie trebuie să se grăbească pentru a mai prinde un loc liber, deoarece biletele sunt epuizate aproape în totalitate. Mai avem parte de câteva informații în această dimineață, dar avem și o dedicație muzicală pentru tine, Romina. Bună dimineața! Într-adevăr, chiar e foarte, foarte frumoasă. Și acum că ne-am și liniștit puțin sufletește, suntem pregătiți să aflăm cum stăm cu vremea caniculară de afară. Ne încălzim și sufletele, ne încălzim cu totul pentru că temperaturile rămân ridicate. Din a doua parte zilei se mai schimbă puțin vremea și vor apărea și câteva coduri de vreme severă, dar în partea de sud-est a teritoriului va fi o amiază caniculară cu disconfort termic și se vor atinge 37 de grade la umbră, iar în celelalte regiuni vremea rămâne instabilă. În nordul țării vor fi și perioade însorite, dar pe parcursul zilei apar averse abundente cu tunete și fulgere, iar în intervale scurte de timp se pot strânge cantități însemnate de apă, o să cadă grindină și se vor produce vijelii. La fel va fi vremea și în ținuturile vestice, o să plouă destul de mult, vor fi fenomene electrice și intensificări ale vântului, iar temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între 25 și vor urca până la 37 de grade Celsius. În București va fi foarte cald, soarele va fi prezent pe tot parcursul zilei, iar spre seară și la noapte se adună nori și este posibil să plouă, așadar valorile termice vor fi cuprinse între 20 și 36 de grade Celsius. De mâine temperaturile mai scad, se vor înregistra 30 de grade în termometre, iar poi mâine temperaturile ajung la valori normale pentru această perioadă. Maxima va urca până la 27 de grade, iar minima va atinge 18 grade Celsius. Vor fi furtuni cu fulgere, iar vântul va sufla slab și moderat, unde rafalele vor atinge 10-15 km pe oră. Pe litoral va fi extremă de cald. Astăzi disconfortul termic va crește, se vor înregistra 33 de grade Celsius în stațiuni, iar apa mării va avea 24 de grade Celsius. La munte vremea va fi instabilă, vor fi norări și va ploua în mai multe reprize. Aversele vor fi însoțite de descărcări electrice, căderi de grindină, iar vântul va fi puternic. Valorile termice vor fi cuprinse între 21 de grade Celsius, se vor atinge prin predeal și vor urca până la 26 în Păltiniș, dar și în celelalte stații.
atmosfera se menține caldă, astfel că maxima va fi de 22-23 de grade Celsius. Ei bine, de la ora 14 va intra în vigoare un cod de vreme rea și va fi valabilă până noaptea la ora 2. Așadar, în zona de munte, în sudul Banatului, în nord-vestul țării, în vestul și în estul Transilvaniei, dar și în centrul Moldovei și în vestul Oltenii, vor fi averse torențiale, descărcări electrice și vijelii, dar și grindină. Cantitățile de apă vor fi izolate peste 50-70 de litri pe metru pătrat, iar de la ora 12 va mai fi valabilă un cod de galben de instabilitate atmosferică și va fi valabilă până mâine la ora 10. Acestea sunt informațiile despre vreme pentru moment. Să aveți o zi minunată în continuare! Mulțumim, Romina, pentru informații. Mergem mai departe. Spuneam că povestim puțin despre zona modei și povestim despre stil vestimentar și câteva reguli care să ne îmbogățească acest vocabular stilistic. Toate acestea la Insta Fashion, bineînțeles. Astăzi este o zi minunată pentru că am șansa să mă reîntâlnesc cu deja o prietenă dragă, Valentina Bălașa, Ario, consultant de imagine și stil vestimentar. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine te-am regăsit și v-am regăsit! Suntem solare în această dimineață, cu toate că eu am ales să port negru. Tu, iată, vii și luminezi un pic mai mult platoul în această dimineață. Și tu ești o lumină și mă bucur foarte tare din punct de vedere stilistic ținuta ta. Ești o inspirație. Mulțumesc tare mult. Am optat pentru alb negru. Mi se pare că e o combinație care te scoate din impas de fiecare dată, indiferent de sezon. Așa este. Negru nu e atât de recomandat vara, dar în prima parte a zilei și seara bănuiesc că putem să riscăm puțin? Așa este. Negru este non-culoare și este mesaj de putere. Așa, dar mare atenție atunci când folosim negru, în caz că suntem obosiți sau obosite și avem cearcăne, negru va potența aceste cearcăne sau umbre pe care le-am putea avea pe față, dar fiind faptul că tu ești solară și luminoasă, e în regulă să porți negru. Bine, și avem și o colegă spectaculoasă la machiaj care a avut grijă să nu se vadă cearcănele. Astăzi avem de analizat câteva ținute și aș începe cu Adela Popescu. Și, uite, nu întâmplător povesteam despre negru, ei au fost la un eveniment acum ceva timp, într-adevăr, este vorba despre nunta dintre Smiley și Gina și aceasta a fost ținuta de cuplu pentru care cei doi au optat. Este o ținută care ar fi funcționat în zona de plajă, festival, club, mai puțin nuntă. Dar în același timp, dacă ne uităm la personajul Smiley, este un personaj nonconformist și când mă uit la ținuta personajului masculin, Radu, poartă un sacou și niște pantaloni pe care probabil și Smiley ar purta. Dacă ne uităm, au stiluri asemănătoare și e posibil ca ei să se fi îmbrăcat ca să se oglindească în stilul mirilor. E adevărat că la nuntă Gina s-a îmbrăcat cu o rochie boemă și a fost foarte delicată și a avut și așa și un iz romantic. Însă, totuși, nunta nu e un festival. E adevărat că spațiul nu este unul atât de formal, adică există o libertate ca să putem să alegem o anumită ținută. Însă, eu nu aș recomanda, dacă mă uit la ținuta Adelei, nu aș recomanda aceste cizme la o nuntă. Putea să-și păstreze rochia, chiar dacă nu este, din punct de vedere estetic, cea mai frumoasă rochie pe care a purtat-o până acum. În schimb, aș fi pus niște sandale în picioare și aș fi renunțat la această pălărie care aduce o pălărie de vrăjitoare. Chiar dacă e funny, chiar e cool. Dacă e spre cowboy, dar nu prea. Da. În schimb, dat fiind faptul că este o nuntă a unor artiști, care sunt oameni nonconformiști, nu e ceva greșit ce au făcut ei. S-au jucat și și-au dat voie să experimenteze ce personaje au vrut ei. Dacă ne uităm din nou la Radu, vedem niște pantaloni mult prea lungi, purtați împreună cu niște pantofi sport. Dacă pantalonii ar fi fost un pic mai scurți, ar fi arătat mult mai bine. Și jacheta este un pic supradimensionată, dar dat fiind faptul că există acele cusături vizibile, cumva sunt din același film. Jacheta este purtată cu tricou, să te duci la o nuntă cu un tricou nu e cea mai bună alegere, însă, repet, este o nuntă a unor artiști într-un spațiu nonconformist. Per total, ei arată eleganți, dar
Este o eleganță dintr-un spațiu boem, dintr-un spațiu al unor oameni care se duc la club, nu neapărat la o nuntă. Ar fi fost mai potrivit pentru Adela stilul boho în acest context al nunții? Ea folosește deja stilul boho pentru că cizmele sunt elemente ale stilului boho. Pălăria tot așa se dorește a fi așa cu niz boho. Însă toată combinația asta îi transformă în personaje, nu neapărat în apariții bine îmbrăcate, ci în personaje care au ales să se simtă bine la o nuntă. Am ales intenționat acest cuplu și evenimentul care a trecut, pentru că urmează un sezon de nunți și cred că cei de acasă au nevoie și de inspirație din acest punct de vedere și de informații, bineînțeles, astfel încât să se poată asorta unii cu ceilalți. La o nuntă clasică, asta nu este o ținută recomandată. La nunta unor artiști, da, poate fi o ținută, însă sunt multe elemente care se întâmplă acolo, cel puțin cizmele alea nu au ce căuta la nuntă. Uite, aș vrea să vorbim într-o ediție separată, neapărat în cadrul Insta Fashion, exact despre acest subiect, cum să ne îmbrăcăm la nunți atunci când mergem ca invitați. Sigur. Mergem și către Cătălin Botezatu și mai vedem o ținută pe care o recunosc pentru că am văzut-o și în realitate, este de la Gala Radar de Media. Deci el a venit așa îmbrăcat la o petrecere, la piscină, unde a primit iată și un premiu. Ok, deci da, se explică acum de ce are acel decolteu atât de generos. Acum, nu știu ce putem comenta mai întâi, faptul că este o fotografie ultraeditată și nu este prima dată când vedem o astfel de imagine ultraeditată, ceea ce mă face să-l privesc cu compasiune, iar acolo unde văd fotografii foarte editate, văd foarte multă durere și tristețe și s-ar putea ca să mascheze destul de mult această durere și îl privesc cu compasiune. Și dacă ne uităm la ținută și dacă îmi spui că este la piscină, nu este atât de grav că și-a lăsat acest decolteu la vedere atât de mult. Însă, dat fiind faptul că este un eveniment cu un grad de formalitate destul de ridicat, există un cod al bunelor maniere care recomandă ca în astfel de situații să respectăm niște reguli de etichetă. Așa nume, trebuia să existe și o cămașă acolo. Pentru că se vede părul de pe piept, se văd detalii anatomice care nu-l avantajează. Altfel, ținut ar fi fost una extrem de bună, adică pantalonii vin foarte bine în combinație cu acești pantofi albi. Culorile sunt foarte bine alese. Dar este adevărat că în ultima vreme, dacă ne uităm la galele internaționale, mă refer aici la Met Gala, la toate cele evenimente, au existat tot felul de derapaje de la codul vestimentar obligatoriu și ceea ce face Cătălin Botezatu aici nu e un derapaj atât de mare, mai mult el cumva rămâne fidel propriilor sale alegeri în sensul în care experimentează, este jucăuș și îi place să împingă limitele. E într-adevăr puțin ciudată această combinație. N-am mai văzut până acum să porți un astfel de costum în partea de sus fără cămașă. Da, știu unde să întâlnim stilul acesta în Italia. În Italia, în perioada toridă, bărbații își descheie cămășile foarte mult și le poartă desfăcute chiar dacă au pe deasupra sacouri elegante. Sau poartă sacourile și pe dedesubt au o vestă. Deci există tendința asta în moda internațională, în moda străzii. O să o vezi în Italia. Mergem și către Andreea Bănică. Mai avem nevoie de o prezență feminină în această dimineață și am ales eu să fie o prezență care pare că se pregătește tot de un eveniment. Sigur se pregătește de un eveniment. Dacă e să analizăm imaginea în contextul acesta, în natură, ținuta nu funcționează, dar e clar că se va duce la un eveniment, e clar că va fi lumina artificială acolo și toate aceste elemente se potrivesc mult mai bine în lumina artificială decât în lumina naturală. Dacă n-ar fi existat această gentuță și aș fi analizat doar ținuta, aș fi spus că este o ținută foarte bună. Gentuța aia cumva e prea cu minte în contextul respectiv. Nu deranjează în mod deosebit. Ar fi arătat mai bine dacă o înlocuia cu o geantă obiect. Adică, în loc de această gentuță clasică cu minte, să fi fost un obiect geometric sau un obiect care, de exemplu, o căsuță în loc de gentuță. Există astfel de gentuțe. Am văzut un clash din acesta în formă de pară, spre exemplu, și cromatic era și din același film. Mi s-a părut interesant. Ar fi putut să folosească un astfel de element. E adevărat că ținuta conține destul de multă informație și dacă nu pui exact accesoriu potrivit, s-ar putea să strici mai mult.
Ea și-a compus această ținută, a folosit texturi lucioase, avem paiete pe fustă, paietele acestea sunt duse și pe bluză, mai există un accesoriu la gât care completează ținuta și îi creează așa un aspect mai festiv. Este o ținută bună, dar mare atenție la fuste astfel atât de scurte, mare atenție atunci când se apleacă, există riscul să se vadă toate detaliile. Dar, per total, și-a construit bine ținuta, picioarele se văd lungi, e bine pusă în valoare. Încă ceva, a făcut un lucru bun, și anume, și-a arătat picioarele și a acoperit restul corpului. Atunci când ne arătăm mult picioarele, acoperim brațele, acoperim decolteul. Iată că și tu ai aplicat această regulă. Semn că învăț foarte multe lucruri aici la Insta Fashion. Aș vrea să vedem și pe Ioana Grama în cele ce urmează. Mai avem o ținută tot așa în direcția aceasta dark, o ținută care, iată, e purtată ziua pe stradă și franjurile acelea mă trimit cu gândul la anii 90. Mă trimit greșit în direcția aia? Știi, aveam când eram copii niște tricouri pe care le rupeam intenționat în zona de jos. Da, țin minte această tendință. Franjurii au tot revenit în modă de-a lungul timpului, deci nu ar fi o tendință care să aparțină strict de anii 90. E adevărat că la lumina zilei, afară, pe stradă, negru nu este cea mai bună alegere în lumina soarelui, dar dacă analizezi ținuta asta, așa la prima vedere vedem o siluetă plăcută, însă dacă o luăm pe bucățele și începem să facem analiză, vedem detalii anatomice în zona sânilor, se văd anumite particularități, vedem lenjeria de la slip, dunga de la slip, lenjeria intimă și n-ar trebui să se vadă. Franjurii arată un pic cam dezordonați și dacă ne ducem cu atenția în zona picioarelor, vedem unghii galbene la picioare și arată tare rău. Adică arată ca și când ar avea o micoză. Nu sunt plăcute cromatic unghiile galbene. Okay. Mai vedem acolo un logo. Acum, da fiind faptul că există acest trend quiet luxury, când intrăm în zona quiet luxury, nu mai punem logo-uri la vedere și accesorii din acestea care să ne ofere statut. Per total ar fi putut să fie o ținută mai bună dacă ar fi fost în locul acestei rochii negre, ar fi fost o rochie de in, probabil. Accesoriul de la gât o avantajează pentru că pune focusul în zona respectivă, accesoriul se armonizează și cu brățara și cu acel logo de la geantă. Faptul că poartă șlapi ziua e în regulă, e clar o ținută casual. Nu e cea mai rea ținută, dar nu e nici grozavă. Îți mulțumesc pentru astăzi. Au fost câteva imagini, zic eu, concludente pentru perioada pe care o tranzităm, și anume vară, caniculară. Și te invit cu drag să revii să povestim țintit despre zona aceasta de evenimente de seară, nunți. Sigur. Și cum să ne îmbrăcăm potrivit. Mulțumesc tare mult! Mulțumim și noi tare mult! Mergem puțin și în lumea astrelor, acolo unde Olivia ne așteaptă și vine cu câteva informații. Bună dimineața! Berbecii socializează și profită de orice public au, oricât de mic ar fi, pentru a se face remarcați și a arăta la ce sunt pricepuți. Când vor să fie văzuți, reușesc. Taurii privesc înainte, la ceea ce își doresc să obțină, în timp ce decid să se elibereze de tot ce îi ține pe loc. Cum altfel să înainteze? Geminii simt nevoia unor clarificări pe care, dacă nu le provoacă în realitate, oricum le fac în mintea lor. În ultimul caz, riscul este de a merge pe un scenariu nerealist. Racii au discuții ca urmare a unor cheltuieli nejustificate, fie din partea partenerului de viață, fie din partea unor asociați. Oricum ar fi, cineva apropiat le-a făcut o surpriză și nu e tocmai plăcută. Leii sunt foarte prinși în activitățile de serviciu, în timp ce în interiorul lor se găsește multă incertitudine. Până la stării mai prietenoase, se descurcă făcând haz de necaz. Fecioarele se pot simți obosite, încărcate sau chiar pot să mănânce ceva ce nu le priește. Este bine să se axeze pe hrana naturală și să profite de orice clipă petrecută în natură. Balanțele au nevoie de prieteni noi, care să fie serioși și atenți la ceilalți, loiali vorbelor și mai ales valorilor pe care le declară. Scorpionii caută soluții pentru frământările pe care le au în acest moment. Cele mai multe privesc relațiile și cred că un teritoriu nou îi ajută să înțeleagă mai bine ce se întâmplă.
săgetătorii au nevoie de o vacanță. O destinație exotică poate fi alegerea potrivită pentru ei, undeva cât mai departe. Capricornii sunt îngrijorați de motivele financiare. Descoperă niște cheltuieli pe care ei fie nu le-au aprobat, fie nu au achitat niște taxe, iar acum sunt buni de plata, de amenzi și penalități. Pentru vărsători, ziua de azi aduce idei noi și îndrăznețe în ceea ce privește viitorul lor locativ. Fie își caută o casă nouă, fie o țară nouă. Peștii sunt supraaglomerați la serviciu, iar riscul de burnout este foarte mare. Pauzele mici și dese chiar pot fi cheia succesului în cazul lor. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Dragilor, să știți că avem un invitat deosebit în această dimineață care și-a anunțat prezența încă de pe holuri. Am auzit-o de acum vreo 10 minuțele, să tot fie de când a ajuns Șalapa în studio alături de Vlad Popescu, membru al echipei de căutare și salvare a Clubului Câinilor Utilitari. Bună dimineața! Să rămână! Șalapa, nu mai spui nimic acum. Bună dimineața! Șalapa a început să învețe că atunci când suntem într-o situație de asta cu camere multe, dacă lătrăm, așa, primim mai repede. Și atunci începe să ne șantajeze. Dar nu-i nimic, că asta ne face pe noi să fim mai atenți la relația pe care o construim. Ce vreau să vă prezint astăzi? Avem una bucată masă și sunt tare curioasă ce se întâmplă cu ea în dimineața asta. Noi avem ocazia cu căței noștri să ne jucăm tot felul de lucruri care să-i facă mai interesanți. Astăzi am un buzunar fix masa ei. Masa ei o pot pune în castron, ceea ce ar fi foarte plăcut, dar totuși plictisitor, sau o pot face într-un mod interesant. Spre exemplu, am o bucă, o măsuță, nu trebuie să fie cea mai curată masă din casă, poate să fie și un taburet mai lat. Să sperăm că nu alunecă pe ea. Și învățăm cățelul să se suie. Bravo, bine, alunecă super. De fiecare dată când încearcă, recompensăm. După cum vedem, ea cam alunecă pe masă, nu e nicio problemă cu o bucăță. Hai! Super, Șalapa, și asta îmi place. Hai să o fixăm aici. Așa, hai. Bun, haide. Foarte drăguț. Ia, super, ia. Hai, sus. Opa. Da, noi suntem de vină, Șalapa, să știi. Bravo, super. Platoul nostru alunecos. Ia, hai. Stai puțin, nu, Șalapa e foarte puternică în dimineața asta. Bravo! Hai să rezolvăm cumva cu masa asta. Avem ce să punem sub ea? Un covoraș, ceva? Hai să vedem ceva? Dacă găsim între timp. Șez. Știi ce aș recomanda eu? Da. Așa. Ar fi util să aducem niște elemente. Ilie, dacă vrei să ne împrietim și mai bine dimineața asta, te așteptăm aici alături de noi. Bravo, să ne ajuți un pic. Șez. Să-i creăm toate condițiile până la urmă. Nu, hai să o punem aici. Așa. Așa și ceva pe masă, dacă mai avem să ne celălalt. Cred. Așa. Gata, Șalapa, rezolvăm. Și o să ai ocazia să și mănânci în această dimineață. Să știi, Vlad, că și eu am încercat cu patul cu cățelul meu. Noi avem o băncuță pe lângă care trecem de fiecare dată când ne plimbăm seara. Și avem comanda sus, jos, sus, jos. Excelent. A înțeles ce are de făcut acum ceva timp. Se poate renunța la recompense? Spre exemplu, eu cu patul nu mai... Eu n-aș vrea să renunțăm. Hai, okay. Hai de fel. Nu renunț. Șalapa, ia. Șalapa. Dai că ne-am speriat un pic. Ia. Hai, fetele! Iubita! Șalapin! Hai! Ceala! Noi am încercat să creăm toate condițiile, dar aparent nici măcar foame nu-i mai este. Cred că nu-i place rozul. Eu aș intui că nu-i place rozul. Nu știu dacă ești de acord cu mine, Șalapa. Bravo! Bun! Haide. Ce zici? Haide! Ia! Sus! Așa! Aia este! Super! Bine. Hai jos! Bravo! Ia! Hai că merge! Șalapa! Băi! Șalapa, măi, hai! Aș vrea să știu, Vlad, asta e alintul pe care îl folosit Ceala? Da. Ceala, hai aici! Măi! Haide, noi avem pato, cam asta este ceea ce folosim noi când ne plimbăm. Ia vino puțin aici. Vii să ne prietenim? Ia vino, Ceala. Ia, hai să ne mulțumim un pic, hai să ne iubim puțin. Bravo! Uite, asta nu mi s-a întâmplat până acum și cred că n-ar fi trebuit să am pus în dimineața asta. Bun, am zis totuși că o să fim așa ca între fete. După câteva zile. Așa. Nu e cazul Șalapei acum, dar după câteva zile. Câteva zile acum, să le spunem de acasă că începem să ne obișnuim pe masă. Odată ce ne obișnuim pe masă, începem să-i cerem poziții și facem culcat. Bravo. Ia.
șezi, bravo. Pe loc, pe loc, bravo. După care, iarăși trec câteva zile în care noi tot lucrăm șezi, bravo. Stai, ce ai făcut mai devreme? I-ai arătat șezi, dar... Am ridicat mâna, aha, da? Astfel încât recompensa să duce în sus, e un semn pe care el recunoaște. Las recompensa în jos, culcat, bravo, super. Interesant. După care, mișc mâna așa, pe loc, bravo, pe loc, hai. Hai, curaj! Bravo, pe loc, super! Aha. După încă câteva zile, pot face același lucru de la o distanță de un metru. Cealaltă, șez. Bine! Bravo! Wow. Culcat! Culcat! Hai, curaj! Hai, curaj! Ne! Sus! Așa! Culcat! Culcat! Bravo, super! Și încurajăm cu recompensă de fiecare dată. După care o învățăm de la distanță, pe loc, pe loc, haide, pe loc, sus, așa, pe loc, hai, pe loc. Bun, bine, fetele, da? Și distanța o putem mări de fiecare dată și să-i cerem aceleași comenzi. Cealaltă, șezi, bun, bravo. Îmi place că recunoaște deja gesturile pe care le în momentul în care... În primul rând gesturile. Prima oară învață gesturile și abia apoi comanda vocală. Eu când folosesc gesturile, de fapt, o ajut. Culcat. Hai, că e greu, mi-e frică. Bravo, mă, curajul se răsplătește. Bun. Și în felul ăsta ajung să-i dau deja, i-am dat aproape un sfert din masă. Hai, pe loc. Sus. Bine, cred că știe ea ceva și cu hai și cu aplauze. Pe loc. Asta este, pui! Și încet, încet învățăm să facem chestii distractive, după care putem trece la alt tip de comenzi. Dar, hai și zi! Bun! Super! Putem ajunge de la o distanță de 7-10 metri să dăm comanda asta. Uh-huh. Lucru care este distractiv și pentru ea și pentru mine, o ajută să-și antreneze creierul și, de ce nu, și fizicul. Da? Chestie care ne ajută să o hrănim și sănătos, și să o ținem și în formă. Și să ne distrăm împreună, de ce nu? Hai, fete! Vreau să te întreb, Vlad, dacă genul ăsta de antrenament și de hrănire funcționează și pentru căței hulpavi, aceia care funcționează mai ales pentru căței. Bolul de mâncare. Funcționează mai ales pentru căței hulpavi. Pentru că căței hulpavi sunt cu atât mai dispuși să facă chestii pentru mâncare și se bucură cu atât mai mult să aibă ocazia să câștige acea mâncare și este și mai sănătos, pentru că nu vor înghiți 300 de grame de mâncare în 6 secunde, ci cu ajutorul comenzilor îi le ia și lor un 5 pac, minute. Pac, pac. Exact. Uh-huh. Și în felul ăsta este mai sănătos și pentru stomacelul lor și pentru psihicul lor. Cât de mult putem să întindem aceste exerciții? Care durata maximă pe care o recomand? În dresaj funcționează cu adevărat, zica la pauzele lungi și dese, cheia marilor succese, cu condiția ca ele să fie pauze. Deci dacă eu lucrez de 2-3 ori pe zi, pot să lucrez câte 3 minute. Okay. Să fac pauze de 2 ore. Dar de 2-3 ori pe zi să lucrez 3 minute. Okay. Măcar o dată pe zi să găsesc 5 minute pe care să le dedic dresajului. Uh-huh. Lucru care nu este foarte greu. Noi ieșim cu căței noștri și ne plimbăm o oră, o oră jumate. Însă, asta cu dresajul mai neelene. E, dacă facem orice, chiar cum lucrăm noi acasă, fără să avem știu eu ce documentare, vom ajunge la niște rezultate. Da? Ne amintim că Cealapa era un cățel care s-a speriat de masă, a vrut să fugă pe aici. Acum în cărică și cu răbdare, fără să fac magie, am adus-o la punctul la care acceptă și vrea să fac asta. Deci n-am făcut magie, n-am smucit-o, n-am... Și nici nu este ceva magic. Pur și simplu, cu blândețe o pui în situația respectivă. Dacă reușești să o convingi să o facă și nu începe să tremure, să... E clar că putem merge mai departe. Și încurajezi și recompensezi. Hai, jos. Bun, ba mai mult, o să încerc chiar și să o trimit de la distanță. Hai, masă! Asta e, fete! Deci, important este să creăm genul ăsta. De fapt, toate exercițiile astea au rolul de a crea încredere. Foarte tare! Dacă la început eram foarte speriată și vroiam să ies din studio să mă duc la fetele din off care mă mângâie, acum, încet, încet am câștigat încredere. De ce? Pentru că asta nu e prima situație în care Cealapa e pusă. În multe asemenea chestii, când încercăm să ne învățăm căței tot felul de prostii, ajungem să învățăm
De fapt, cel mai important, faptul că suntem de partea lor. Asta e ceea ce e cel mai important lucru. Practic se construiește și încredere totodată cu dresaj. Asta e cel mai important lucru. Un câine care te ascultă, te ascultă pentru că are încredere în tine. Sau e frică de tine. Nu e cazul cealapă. Cealapă pur și simplu a zis, bă, hai mă, că e o idee bună, uite, primesc. Ne distrăm. Șpagă. Da? Și pe căldura asta mai bine mâncăm decât să bem. Bun. Foarte drăguț. Eu vreau să știu, Vlad, care e cel mai zăpăcit truc pe care l-ai practicat cu cealapa? Ce în ceea ce ne privește, cealapa nu prea a făcut trucuri. Cealapa e mai serioasă nu, de fel, așa, nu? Nu că e mai serioasă de fel. Cealapa nu a fost un câine dezvoltat pentru demonstrații. Uh-huh. Și atunci am învățat-o asta cu dălăbuța, sau salut. Am învățat-o acum câteva luni când a insistat fiica mea de 6 ani că vrea și ea să știe un truc. În rest, ea, făcând căutare salvare, s-a cam ferit de lucrurile astea și atunci face disciplină, face până la urmă și elementul ăsta cu masa. Este un element care la un moment dat folosește căutare salvare. Dar ea nu e foarte cu trucuri, mai ales din vina mea, nici de cum a ei. Când vine vorba de căutare și salvare, pe ce anume vă axați în antrenamente? Că e foarte interesant de explorat și zona asta. Exact ca și aici. Încredere în noi, încredere în sine, condiție fizică și foarte important, încredere în oamenii pe care îi găsește. Trebuie să aibă senzația că toți oamenii pe care îi găsește sunt drăguți, simpatici și că o vor recompensa. De asta și la mine a venit mai devreme atât de dornică. Da, este învățat. Dom'le, ceva eu, aici trebuie să fie șpagă. Dacă sunt străini, trebuie să fie șpagă. Am înțeles. Deci practic voi în momentele în care antrenați căței și simulați găsirea unui om de sub dărâmături, ce omul care respectiv, o antrenează... Deci, victima de la antrenamente are întotdeauna cea mai bună recompensă din lume pentru câine. Wow. Da? Deci dacă în mod normal e hrănit acasă cu Royal Canin, victima are McDonald's, are caviar, are nebunie. Da? Okay. La alți căței sunt recompensați cu mingea. Alții sunt recompensați cu batonul. Alții deci pot fi recompensați doar prin mâncare, ci și prin joacă. Dar ce e important este ca cea mai mare recompensă pe care câinele o primește în viața lui să fie de la victimă. Astfel, în situația reală sau de examen, chiar dacă, ia uite ce strâmbă, m-am văzut și eu într-un monitor și m-am speriat. În situația reală sau situația de examen, chiar dacă victima nu are recompense, câinele va fi acolo dornic să o găsească. Mi se pare foarte interesant felul în care procedați. Și faptul că există așa o înțelegere tacită a limitelor fiecăruia dintre voi doi. Despre asta e vorba. Eu trebuie să am bunul simț să-mi dau seama când e prea mult și să închid. Spre exemplu, acum am un normal un câine care hăhă așa, ai putea zice că e stresat. Ei este foarte cald pentru că... Ne e și nouă cald în platou. Exact, asta este situația. Nu numai în platou și afară. Dar trebuie să fii atent să nu interpretezi greșit, pentru că dacă ea ajunge să fie foarte stresat, atunci lucrurile se duc în jos. Hai, fete! Bravo! Vă mulțumim tare mult pentru demonstrația de astăzi, pentru lecția de răbdare pe care ne-ai oferit-o, pentru că a fost o situație interesantă cea care s-a petrecut mai devreme. Și chiar am văzut un cățel care a trecut prin mai multe stări emoționale și a ajuns, iată, în punctul ăsta în care în continuare e fericită și așteaptă recompense și a făcut față cu brio unui... examen de mic stres, să zicem, exact, dimineața asta. Toate exercițiile sunt și examene în felul ăla. Mulțumim tare mult, Vlad, mulțumim tare mult, Cealapa, și vă așteptăm cu drag să reveniți și să ne mai învățați lucruri despre relația aceasta frumoasă dintre stăpân și cățel. Bravo, fete! Hai. Dragilor, noi mai avem un mic popas în această dimineață și credem că am rezolvat foarte multe lucruri de pe ordinea de zi. Popasul nostru înseamnă pauză, pentru că ne plângeam și eu și Vlad și Cealapa de căldură, motiv pentru care abia așteptăm să ne rocărim puțin și să avem parte și de aer condiționat, de ce nu, de un ceai fierbinte, am înțeles eu că se bea în deșert, motiv pentru care asta vă recomand acum pe final de emisiune și vă recomand să rămâneți alături de noi și mâine dimineață de la ora 10, atunci când ne reîntâlnim. Pupici tuturor!
Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.